Dragilor, vă salut de la Mobile World Congress din Barcelona. Uite, anul acesta, din păcate, device-uri inovative, gadgeturi care ne-ar schimba viața, nu am găsit, dar mai mult trenduri în direcția AI, 5G, producătorii de telefoane s-au apucat să facă și mașini mai nou, așa că am fost din hală în hală și acum îți voi zice top cele mai interesante device-uri pe care am reușit să le testăm. Pentru început, hai să generalizăm. Uite, cele mai interesante, cele mai mari standuri le-au avut cei de la Xiaomi, Samsung, Honor, Lenovo, ZTE și TCL. Ei au avut practic și cele mai, eu le-aș spune, logice gadgeturi, dar totodată problema de fapt e că nu aveau nimic deosebit. Samsung era cu S24 toată seria și toate accesorile și totul se învârtea în jurul lor. Honor cu Magic 6 Pro prezentat cu o zi înainte, Xiaomi cu Xiaomi 14 și o groază de banduri sau chiar telefoanele Poco, iarăși care sunt interesante sau Lenovo cu laptopurile lor ThinkPad. Toate într-adevăr sunt interesante, sunt utile, sunt destul de populare, dar nu sunt deosebite hai să le spunem așa. Astăzi scopul meu să-ți arăt câteva tehnologii sau câteva gadgeturi care au ajuns în serie într-un final, dar hai să zicem, nu sunt populare prin zona noastră. Și voi începe eu cu TCL, unde am găsit două gadgeturi, două tehnologii interesante. Au venit și ei cu telefoane și tablete, dar nimic deosebit. Simplu, gadgeturi ieftine. Și primul dispozitiv de pe lista noastră de astăzi este Next Wear Wearable Display. Ideea este cât se poate de simplă. O pereche de ochelari cu plastic în loc de lentile, plastic special, evident, la care poți conecta practic orice gadget, hai să zicem, orice tip de dispozitiv. PlayStation, Xbox, smartphone, tabletă, chiar și televizor, chiar și laptop sau un Nintendo Switch, fără nicio problemă. Ideea este că pe acea bucată de plastic care e în locul lentilelor va fi proiectată imaginea. Dacă să simplificăm totul, nu contează cum e construit toată ideea. Poți avea un display mare oriunde dorești. Tu practic cea mai sinceră și cea mai interesantă de ochelari portabil, ochelar VR pe care eu am văzut-o până acum. Un display mare oriunde ai tu nevoie, că ești pe canapea, că ești într-un transport public, că ești pe plajă, absolut oriunde vrei tu. 2. TCL Next Paper. O tabletă clasică care nu e diferită cu nimic de toate restul tabletelor, cu Mediatek la bord, dar de ce mi-a atras atenția? Pentru că are display care imită la atingere, imită senzația unei foi de hârtie. Ce de la ce, ce zic că e o combinație între ecranele e-ink și ecranele clasice. Scopul este să reducă cât mai mult din lumina albastră care afectează vedere sau care deranjează de fapt ochii și din punct de vedere, din punctul meu de vedere, luând în calcul că prețul e destul de mic, e o soluție perfectă pentru copii. Dacă ar fi disponibilă la noi în țară și ai dori să cumperi copilului tău o tabletă, asta ar fi una din cele mai potrivite soluții. 3. Trecem la ZTE. Și este cu diferite telefoane, tablete, nimic interesant, ZTE Nubia, ZTE Music, telefoane sincer ieftine, tactil, dar mi-a atras atenția o tabletă. Nubia Pad 3D2. E la a doua generație, nu știu nimic despre prima, dar ca și tableta de la cele, nu e cu nimic deosebită. Evident, este un moment deosebit, cu excepția prețului. Va trebui să dai pentru ea, pentru că e disponibilă deja, 1200 de euro. Ce e special aici? Ecranul. Din câte ai înțeles din nume, e 3D. Și nu cred că camera redă acest efect, dar în realitate, într-adevăr, e sesizabil, într-adevăr, e senzațional. Problema e că, în primul rând, costă 1200 de dolari. În al doilea rând, ca să vezi conținutul ăsta 3D, trebuie să pornești un player special prin care vei vedea conținut special 3D. Și aici apare întrebarea. Cât conținut va fi disponibil pentru ea? Și luând în calcul prețul, ideea este că dacă oprești acel player, display-ul devine unul clasic. Și iată, luând în calcul că în marea majoritatea timpului această tabletă va fi una clasică. Nu știu dacă merită să plătești pentru așa o tehnologie, 1200 de dolari, sau mai corect ar fi spus, nu știu dacă această tehnologie va deveni atât de populară. 4. Cum să nu menționăm mașina celor de la Xiaomi? Chiar dacă mașinile în general nu e subiectul canalului nostru, dar la prezentarea asta, anume la această mașină, a fost și cel mai mare rând. Toți doreau să o vadă, pentru că de fapt tot ce s-a permis a fost uitatul spre ea. Specificații sunt puține disponibile acum. Ideea generală care mi-a tras mie atenția e că Xiaomi spune că aceasta va fi produsă în serie în 2025, va fi disponibilă inclusiv în Europa, dar aici fii atent. În 2035, se pare, chiar nu mi-am inteles anul exact, Xiaomi își propune să ajungă în top 5 producători auto din toată lumea. Iată, ideea asta chiar mi se pare prea curajoasă. 5. Samsung. Ăștia, am zis, au avut cel mai mare stand și într-adevăr era senzațional, dar ideea era că totul se învârtea în jurul S24, despre care noi am vorbit deja de vreo două luni, din, de la începutul lunii ianuarie. Doar că, separat, ei mai aveau un stand mic care puteai să treci pe, pe lângă el fără să-l observi. Acolo erau expuse toate tipurile de display flexibile pe care ei le pot inventa. Fold îndoiat și într-o parte și în cealaltă. Flip e exact aceeași idee. Display care îl puteai strânge ca pe o jaluzea. Pentru ce nu știu, de fapt știu, ei încearcă să demonstreze că pot crea așa tipuri de display, dar atenția mi-a atras o cutie mică, o cameră, hai să-i zicem, în care la temperatură de 60 de grade un mecanism închidea un Galaxy Fold și îl deschidea. Continuă, atât simplu, îl închidea și îl deschidea. Pe la 10 dimineața, când am trecut eu pe lângă el, făcuse asta deja de 122.000 de ori. Scopul era să îți arate cât timp acest display va rezista. Din păcate, eu deja când am plecat era peste de 300.000 și nu am mai stat până la sfârșit. 6. Revenim la Xiaomi, dar de data asta la mașina lor de spălat. Xiaomi, apropo, era singurul producător care a venit cu două electrocasnice, un frigider și o mașină de spălat și uscat împreună. Nu e cu nimic, hai să zicem, special acest dispozitiv, mașina de spălat și uscat împreună, pentru că practic majoritatea din noi le-au pe astea două, una peste alta acasă, doar că Xiaomi sunt singurii care. Le-au inclus pe ambele într-un singur corp. Singura cifră care mi-a atras atenția e că poate usca până la 15 kg. Păcat doar că aceasta nu este disponibilă și în Europa, dar e doar în China. Pentru că e o soluție perfectă pentru cei care nu au spațiu pentru aceste două dispozitive într-o singură linie. 7. Subiectul ecrane curbate a fost practic subiectul principal împreună cu tehnologii pentru mașini electrice la această prezentare. Toți, absolut toți au avut pleabele, vorbim de producători de telefoane, de smartphone, dar noi o să ne oprim un pic la cel de la Lenovo, care au propus un concept de smartphone brățară. Din păcate, ca și mașina Xiaomi, aceasta era doar pentru uitat, puteai doar să te uiți la ea, pentru că din când în când mai venea o domnișoară și demonstra cum acesta funcționează. În mare parte acesta a stat în acest cub de sticlă. Nu cunoaștem specificații, nu știu date tehnice, dar din tot ce am reușit să văd e că spatele acestui telefon era dintr-o stofă, probabil specială, probabil o stofă clasică și chiar în prima zi de prezentare, de expoziție, această stofă deja era murdară. Nu știu cum se va manifesta această stofă și, în general, sunt curios dacă așa un smartphone ar ajunge în serie. Tu ți-ai cumpărat așa ceva? Nu cam îi văd sensul. 8. Încă o idee de la Lenovo, care, o, sincer, mi se pare logică, deja este disponibilă și e simplă ca bună ziua. Accesorii pentru laptop, care se fixează de capacul laptopului în partea de sus. Îmi place, e interesantă idee, dar straniu mi s-a părut altceva. Tehnologia e interesantă, repet. Straniu mi s-a părut că au prezentat doar două accesorii și eu stăteam și mă întrebam, la expoziție unde toți arată tot ce au mai bun, ați venit doar cu două accesorii? Doar pentru atâta ați avut imaginație? 9. Laptopul de la Honor. Asta nu e cu nimic special, nu vreau să zic despre asta că, uite, Honor a inventat uh, laptopul de nou, nu, e un laptop tipic cu noul procesor Ultra 7, cel puțin ăsta care a fost prezentat, asamblat perfect, cu 6 speakere, cu sunet ideal, cu display 3K perfect și asta, sincer. Scopul meu aici e să-ți arăt că și Honor a ajuns în segmentul ăsta de laptopuri. Și cel mai interesant era că cât mă plimbam eu pe la standul celor de la Honor, tot auzeam, nu, noi nu avem nimic comun cu Huawei. Noi suntem o companie separată. Și luai un Honor în mână și îți dai seama că e același Huawei. Și 10. Human AI PIN. Nu am înțeles până la urmă cum acesta funcționează, pentru că și cel care îl prezenta tot practic nu știa ce să explice, dar ideea generală este că E un gadget mic care se fixează la pept ca o broșă, ca un microproiector, pentru care la momentul actual ei cer 700 de euro la precomandă, e creat de niște foști directori de la Apple și ce trebuie să facă el e să-ți cu un smartphone clasic cu un display clasic, adică acel mini proiector îți va livra în palmă toată imaginea și tu prin gesturi, prin diferite gesturi cu palma sau cu degetele, va trebui să operezi cu el. Sincer, nu cam îi văd sensul, nu înțeleg de ce aș înlocui un smartphone clasic, comod, practic, cu un mini display în palmă, dar ideea generală, hai să zicem, probabil ar avea sens. Asta e tot pentru azi, prieteni. Astea sunt cele 10 gadgeturi sau tehnologii care mi-au atras mie atenția, să vorbim din segmentul nostru de interes și, desigur, scrie în comentarii, după ce te-ai abonat, evident, care din toate, cel puțin, ți s-au părut cele mai interesante?